A ieșit chiar atât de bine cum vă așteptați? Știam că este o plasare foarte grea, dar am făcut de am văzut, au avut meci foarte bune, mai ales aici, în teren. Să pot să spun, și noi la fel, am avut meciuri bune, dar din păcate am pierdut la un gol. O să apăra la egalitate meciul care l-am condus și eu sper că în seara asta s-a spart un pic, o să spun așa, ghinionul și o să avem și acum o să prindem mai multă încredere pentru meciurile viitoare. După rezultatul la pauză, v-ați fi așteptat la un asemenea deznodământ? Noi am pregătit meci, știam că în repriza a doua suntem mai mulți ca și ei, jucătorii care joacă și de asta am ținut morțiști ca să țină ritmul băieții, că asupra un moment dat ne vom așa. Sperați ca acest rezultat să aducă alte rezultate pozitive pentru dumneavoastră, adică va conta foarte mult din punct de vedere al moralului? Da, deci noi aveam probleme acum și meciurile de pregătire au fost foarte bune, rezultatele mele, dar din păcate am cu aceste rezultate, zic eu, negative și au pierdut puțin încrederea și eu zic că după meciul de astăzi urmează săptămâna viitoare să vină Universitatea Cluj la noi acasă și iar spectatorii noștri am pierdut două meciuri acasă. Sperăm că atunci și lor o bucurie acum să aducem victoria la Cluj. Mulțumim și succes! Mulțumim.